Toamna aduce în municipiul Câmpina 4 zile pline de cultură în care cetățenii pot vedea piese de teatru cu actori renumiți. Așa cum am promis, este cea de-a doua ediție a Festivalului Teatrelor de Proiect. Este un festival unic în țară pe acest capitol al Teatrelor de Proiect și anul ăsta avem, de fapt ca și anul trecut, invitați deosebiți, actori deosebiți, spectacole foarte bune. În perioada 26-29 septembrie, câmpinenii și nu numai sunt așteptați la Casa de Cultură Geoboxa. În aceste patru zile avem câte două spectacole pe zi, respectiv unul de la ora 16 în sala mică și unul de la ora 20 în sala mare. Iar în ultima zi, duminică, avem festivitatea de premiere, gala și ultimul spectacol al Teatrului Național din București. Ultima premieră este vorba de Omul care a văzut moartea, de Victor Eftimiu. Cei care doresc să asiste la spectacole pot achiziționa un abonament în valoare de 120 de lei. Acestea, cât și biletele, se găsesc la Casa de Cultură Geoboxa. Printre spectacolele mari care vin anul acesta, putem spune de spectacolul adus de Teatrul Arcub din București, se numește Marfă Vie, cu Florin Busuioc, Ana Covalciuc. Putem spune despre cunoscutul spectacol Floare de Cactus, adus de Teatrul Metropolis, cu Adela Mărculescu, Damian Crâșmaru, mă rog, și mulți alții. Putem vorbi de spectacolul Părinți Teribili, adus de Teatru din Buzău, cu Magda Catone, Diana Lupescu, Marius Bodochi, Silviu Biriș și alții. Și, așa cum am spus, în ultima zi avem Omul care a văzut moartea, cu o distribuție deosebită. Costel Constantin, Ilinca Tomoroveanu, Marius Bodochi, Răzvan Oprea și alții.